Bună seara, doamnă, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Stăm de vorbă cu câștigătorii. Dom'le, au trecut alegerile, sunt niște câștigători în județul Brașov și la nivel național. Marius Dunca, proaspăt senator. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Iată că PSD-ul câștigă la Brașov pentru prima dată după 1990. Da, e un scor și un rezultat care mă bucură, mai ales că sunt și președintele partidului, mă onorează, dar în același timp mă și responsabilizează. Este un vot de încredere pe care mi l-au dat cetățenii județului Brașov și, cum am spus de la bun început, dacă câștigăm încredere, nu avem voie să-i dezamăgim. Istoria ne obligă la fapte, mai ales această generație tânără. Vin cu altă viziune, cu altă mentalitate. Le-am spus tuturor colegilor, noi politicienii nu căutăm vinovați. Nu mai putem da vina pe X, pe Y. Datoria și responsabilitatea noastră este să asigurăm un viitor mai bun părinților, bunicilor și copiilor noștri. Mai ales că venim în urma unui val de antipatie către clasa politică sau clasa politică este la un nivel de încredere cel mai scăzut după 89. Odată ce am câștigat încrederea, nu mai putem dezamăgi. Da, l-am văzut aseară pe Liviu Dragnea spunând un lucru asemănător. Adică el era... Părea fericit că, mă rog, ăla erau exit poll-uri la ora 21, s-au dovedit că erau foarte aproape. Mi se pare că față de alți ani exit poll-urile au fost chiar foarte aproape de realitate, dar nu era chiar atât de vesel. Și față de alți lideri care veneau cu ideile alea, cu să stăm la secțiile de votare, să nu ne fure cineva cașcavalul din capcană, el a zis, pe noi mai mult ne responsabilizează lucrul ăsta. Adică până acum clasa politică venea, campanie electorală, promitea toată lumea de toate, treceau alegerile și se uita. Acum cred că situația este un pic mai dificilă. Mai avem nevoie de o viziune, foarte clar. România, în momentul de față, are nevoie de unitate și acest vot masiv către Partidul Social Democrat a dat dovadă de unitate a întreg popor, a întreg poporul. Să nu uităm că pentru libertatea acestui popor, pentru granițele acestui popor au murit generații. Și atunci noi trebuie să fim responsabili. Dar noi, nu neapărat clasa politică. Noi, clasa politică, societatea civilă, cetățenii. Proiectul meu de țară și sper să ajungem la un moment dat să ne mândrim cu această țară, să ne mândrim că suntem români, să spunem da, suntem foarte buni și putem să ne promovăm între noi. Nu mai avem voie să ne mai certăm. Noi, Partidul Social Democrat, am dus o campanie a realității, unde se situează în momentul de față România. Ce probleme au pensionarii, ce probleme au tinerii, ce probleme are mediul de afaceri, cum rezolvăm aceste probleme și venim și pe un trecut 2012-2015, pe guvernare Ponta, guvernare PSD, unde am încercat să implementăm scăderea TVA, mărirea și redarea demnității la pensionari, la profesori, la medici, încurajarea mediului de afaceri, relaxare fiscală. Și atunci am cerut un vot de încredere în această campanie să continuăm proiectele pe care le-am început, pentru că realitatea societății românești nu este tocmai una roz. Și avem nevoie de unitate și dacă așteptăm noi, societatea civilă, noi cetățenii acestei țări, dacă așteptăm să vină o persoană să ne rezolve problemele noastre, exclus așa ceva. Doar împreună, prin unitate între generații, prin solidaritate, prin implicare totală, printr-o comunicare, să înțelegem, să fim conștienți noi politicienii că nu suntem Dumnezeu pe pământ. Noi politicienii suntem pe anumite funcții datorită faptului că ne-au dat cetățeanul un vot de încredere, nu că suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți și noi inventăm apa caldă. Nu. Trebuie să ne aplecăm la probleme și doar prin comunicare vom găsi soluții optime și evident legale de rezolvarea problemelor. Pentru că dacă nu coborâm și nu discutăm, nu dezbatem mai mult, nu se rezolvăm niciodată. Cum de a obținut PSD-ul la nivel național? Acum, nu punem în balanță cât s-a muncit în campanie. Campania a fost una extrem de tăcută, liniștită, cam pe la toate partidele. Nu am văzut atacuri vehemente. Au fost, că e așa în campanie, dar nu așa să rămână ranchiuni cum rămâneau la alte campanii. Da? Și totuși PSD-ul a luat... Mult, foarte mult, mai mult decât se aștepta oricine. Mai mult decât se aștepta oricine. Un scor istoric și la Brașov și la nivel național. Să nu uităm, pentru că am referit la 2012-2015, atunci românul a simțit o guvernare, a simțit că politicul se implică pentru că și acea reducere de TVA, de la 20 la 24%, de TVA la alimente, salarii mai mari, mediul economic a început să se miște. Și nu spun eu, Marius Dunca, președinte PSD sau membru PSD, o spun toți indicatorii macroeconomici
dați de Uniunea Europeană, că pe 2015-2016 a fost creștere economică printre țările, printre primele țări care au avut creștere economică. Și un guvern tehnocrat pe care l-am inventat, nu există nicăieri în lume, un guvern care nu și-a asumat nimic și, din păcate, a fost împotriva poporului român. Nu vreau să-l critic. Am venit pe un val de așteptări și am venit și cu un program politic. PSD-ul, dacă ați văzut, nu a făcut atacuri la persoană. Noi ne-am văzut de programul de guvernare, am lucrat la acest program de guvernare, am considerat că nu este momentul să ne certăm între noi, ci este momentul să discutăm despre problemele reale ale cetățenilor. Ce facem cu pensionarii, ce facem cu mediul de afaceri, ce facem cu situația reală din România. Pentru că nu mai suntem o piață națională, suntem o piață unică, suntem membri a Uniunii Europene și automat cred că trebuie să respectăm directivele, regulamentele Uniunii Europene și trebuie să ne integrăm cât mai repede. Și observăm că diferența dintre noi și celelalte state membre a Uniunii Europene este din ce în ce mai mare. Mă uitam aici pe cifre, sunt importante și cifrele. 193.832 de voturi valabile exprimate pentru Camera Deputaților, din care Partidul Social Democrat a luat 36,71%, PNL-ul 21%, USR-ul 13%, iarăși ăsta, cred că scorul USR-ului poate fi istoric, da? UDMR-ul a luat în nota UDMR-ului 6%, asta e procentul UDMR-ului, cu un electorat mai disciplinat, mi s-a părut la alegerile astea, nu știu de ce, probabil că mi s-a părut mie, nu știu. ALDE a luat 6%, PMP 4, nu mai, de aici este gata. Situația pe tabela de marcaj, cei sub 5, nu mai discutăm. Nu știu ce a făcut PMP-ul la nivel național. A intrat în Parlament? A intrat și PMP-ul la nivel național. Ah, ok. Bun. Să zicem, a pierdut PNL-ul prin procente care s-au dus la USR, la PMP și în alte părți, ce știu eu. Cred că am pierdut noi ca țară. Eu nu sunt dacă să spun așa, putem povesti, să discutăm. Avem nevoie de 2-3 partide mari. Noi putem să avem 100 de partide. Să ne înțelegem, să stabilim clar odată ce facem cu această țară. Acesta este proiectul de țară pe următorii 8-12 ani. Indiferent că vine un partid de stânga sau de dreapta la guvernare, acest proiect de țară se respectă. Evident, fiecare partid vine cu măsurile. Unii sprijină mediul de afaceri, unii sprijină mai mult clasa de mijloc. Dar avem nevoie de unitate. Cum observăm foarte multe partide. Sper la un moment dat să conștientizăm că dacă ne tot despărțim și fărâmițăm între noi și nu ne unim, nu o să găsim niciodată direcția acestei țări. Ceea ce a ieșit din aceste alegeri, ați văzut și o prezență scăzută la vot, trebuie să ne pună pe gânduri pe noi politicienii și poate ne responsabilizează mai mult. Conștientizăm faptul că noi suntem angajații cetățeanului, ne-am asumat acest lucru. Nu ne-au rugat cetățenii, noi am venit în fața cetățenilor. Dacă ne-am asumat acest lucru, atunci trebuie să dăm dovadă de seriozitate, de profesionalism și să conștientizăm că noi scriem istoria. Dacă ne uităm la istoria din 89, din 90 până astăzi, o să vedeți o luptă între noi românii. Altceva nu scriem în istorie. Ne-am luptat noi între noi. Ne-am luptat între generații, începem să ne dăm în judecată părinții, ne-am tot certat, ne-am fărâmițat din acel popor unit. Nu mai suntem ceea ce eram dată. Și pentru a reda gloria de altă dată acestei țări și demnitatea românului, avem nevoie de implicare, dar din toate părțile și din toate categoriile sociale. Da, înainte de 89, hai să zicem că eram mai uniți. Ne uneau mai multe lucruri. Ne unea sărăcia, ne uneau lipsurile, ura împotriva comunismului. Ura împotriva sistemului. Ce era sistemul care ne ținea? Parcă eram mai umani, parcă eram mai familiști, parcă ne respectam mai mult, ne respectam părinții, ne respectam vecinii. Era o bucurie când ne întâlneam. Nu am trăit, nu o cunosc foarte bine. Dar simt acest sentiment, că nu mai e acea satisfacție de bucurie, de fericire. De ce când auzim un cântec patriotic ne luăm în brațe? Toți între noi. Puneți-vă întrebarea aceasta. Când mergem la 1 decembrie, dacă ne auzim ora unirii, când auzim cântece patriotice, parcă atunci se trăsare acel sentiment de patriotism. Se lucrul deșteaptă acesta, ceva înăuntru, ca în imnul național. Da, corect. Exact. Ați pomenit de USR. Într-adevăr este un vot dat clasei politice. Vrem oameni noi. Vrem altceva. Încercăm și cu altceva. Și contează enorm de mult să ai curajul să încerci. Și întotdeauna trebuie să alegem speranța și nu frica.
speranța că se poate, credința că se poate. Și avem nevoie de oameni cu dragoste de țară și frică de Dumnezeu, oameni responsabili, oameni care se gândesc la cei din jurul lor. Nu mai avem nevoie de oameni cu orgolii, oameni cu mândrii, pentru că nu o să dezvoltăm niciodată nimic în țara aceasta dacă avem orgolii și mândrii. Nu contează, le-am spus și colegilor de cealaltă parte, nu contează ce se întâmplă în Brașov. Că-i George Scripcaru, că-i Adi Veștea, că la PSD-i Marius Dunca. Dacă noi avem ceva, le discutăm aici în oraș și în județul nostru, dar când am ieșit de la Predeal spre București, braț la braț mergem. Interesele județului și a cetățenilor pe primul loc. Nu mai avem voie de mândrii și orgolii între noi. Pentru că nu ajută la nimic, că noi viața ne facem aici. Viața familiilor noastre. Și oamenii de aici vă judecă. Și oamenii de aici ne judecă. Corect. Merg pe principiu că este un politician, când i-a scris numele pe o plachetă, să nu spunem numele oamenilor pe toate gardurile. Evităm acea frază. Hai să zicem metaforă și să mergem mai departe. Când ai construit ceva, când ai lăsat ceva în urma ta. Pentru că noi scriem istoria. Și când o să avem cât mai multe tăblițe că am realizat ceva, se pot mândri și generațiile din spate și putem lăsa ceva să se bucure ceilalți. De ce spun respect față de bunici, față de părinți? Pentru că noi ceea ce avem, avem datorită faptului că i-au muncit enorm de mult ca să ne construiască nouă. Și noi ce facem? Nu le dăm pensii? Ne batem joc de ei? Nu-i respectăm? Nu. Lucrurile acestea trebuie să le înțelegem foarte, foarte bine. Da, au existat tensiuni, s-au văzut tensiunile astea, apropo, chiar de ce spuneți dumneavoastră, de fragmentarea asta din interiorul poporului român. Bun, acum nu trebuie să mergem toți să votăm PSD-ul sau să mergem toți să votăm PNL-ul sau USR-ul. Nu, fiecare are dreptul să se ducă, așa cum avem dreptul și să nu ne ducem la vot. Deși mie mi se pare asta o mare greșeală, pentru că sunt generații, cu nu foarte multe sute de ani în urmă, care, nu știu, și-ar fi dat viața pentru dreptul la vot. Și-ar fi dat viața ca să aibă puterea de a decide ceva ei în țara lor. Iar noi nu ne ducem la vot. S-au dus acum, PSD-ul are un anumit electorat. Electoratul PSD-ului cred că a fost și mai disciplinat decât ăla al UDMR-ului. Adică oamenii aia care simt social-democrația asta pe care o promovați dumneavoastră, oamenii aia s-au dus la vot. Restul nu s-au dus. Dar până la urmă e un drept, dar dreptul ăsta poate fi luat și ca obligație la un moment dat. Măcar una de bun simț, așa, neapărat legală. Să știți că pe noi ne-a votat și generația tânără. Partidul Social Democrat s-a schimbat. 70% oameni noi, iar 40% de pe liste sunt tineri. Eu sunt un tânăr. 36 de acord ani. Cu dumneavoastră. Am învățat 36 de ani. Și am venit cu oameni care au făcut ceva în societate. Oameni profesioniști. Când mergem să cerem votul de încredere, cetățeanul te evaluează. Ce ai făcut în viața aceasta? Am făcut aia. Dăm CV-ul. Pentru că acum nu mai mergem uninominal. Că e el drăguț și frumos. Nu. Mergem pe liste. Mergem pe partide politice. Ce ai făcut și ce vrei să faci? Pentru că nu poți să spui la 24 de ani că vrei să schimbi lumea. Vrei să schimbi România. Pentru că nu ai experiență. 24 de ani sau 20 de ani abia ieși de pe băncile școlii. Trebuie să muncești, trebuie să înveți, să te lovești de anumite lucruri. Și cel mai important în politică trebuie să știi să ai înțelepciunea necesară să unești generațiile. Entuziasmul generației tinere cu dorința, determinarea de schimbare împreună cu înțelepciunea seniorilor. Uitați-vă la americani. Noi ce spunem peste 60 de ani, voi nu știți. Voi ieșiți la vot și votați doar stânga. Voi abar nu aveți. Nu, eu sunt convins că au ieșit la vot oamenii în vârstă care au votat dreapta. Nu și la 70 de ani americanii au președinte de țară. Și vedeți, și noi avansăm și devenim, odată cu ce avansăm în vârstă, devenim mai înțelepți, mai așezați, mai analiști, pentru că avem experiență, avem mai multă școală, avem mai multă experiență în anumite domenii. Putem vorbi mai apăsat și mai responsabil. Și devenim mai responsabili. Și nu tot ce se învârte în jurul nostru este rău. Dacă m-am uitat foarte atent la cine a ieșit la vot și, într-adevăr, generația tânără, n-am putut, cred că niciunul dintre partidele politice, să încurajăm să iasă la vot. Cred că trebuie să ne respectăm istoria, să înțelegem ce a spus dumneavoastră și perfect de acord. Au murit, strămoșii noștri au murit pentru libertatea de exprimare. Și noi nu suntem în stare să respectăm și să aducem recunoștință în acest sens. Și aici, în viitor, clasa politică trebuie să încurajeze și trebuie să determine să scoată lumea la vot. Dar asta doar prin proiecte, doar prin exemple elocvente și întotdeauna argumente concrete. Am făcut și să povestim și să ieșim în dezbatere cum și ce.
pentru că și ei vor să fie implicați. Am fost 4 ani, am predat la Universitatea Transilvania și știu, am văzut cum gândește un tânăr. Își dorește acum, totul să fie acum, imediat. Am văzut și noi așa școală, și tot asta ne doream, nu? Să se întâmple dar repede. Dar nu poți să-ți dorești ceva când ai ieșit de pe băncile școlii, ce își dorește și cineva la 50 de ani, care are mai multă școală, mai multă experiență. Da. Mă mai uitam pe aici, cifrele astea ne spun mare lucru. De la ce partide merg parlamentari la București? De la PSD, este clar? PSD 1 cu 3, un senator cu 3 deputați, la redistribuire al doilea senator și al patrulea deputat. Din câte știu, de la Partidul Național Liberal, un senator și 2 deputați. Uniunea Salvați România, un senator și un deputat. Știu că mai merge și de la ALDE un deputat și cred că de la UDMR încă un deputat. Avem 9 deputați și 4 senatori. Un județ destul de mare. Și cred că este un lucru foarte bun pentru județul Brașov, pentru că fiecare dintre noi avem datoria și responsabilitatea să venim cu plus valoare și să aducem plus valoare acestui județ, să nu uităm că suntem în inima țării, avem un potențial turistic uriaș, un potențial agricol uriaș, avem oameni minunați, oameni care muncesc și dimineața, dacă vă uitați la 6 dimineața, îi găsim pe stradă că se duc la muncă, oameni pe care ar trebui să-i ajutăm și să le arătăm ce facem noi ca și clasă politică. Dar aceasta este responsabilitatea noastră. Au trecut alegerile și spuneați un lucru la început de emisiune, un lucru interesant și în același timp bun. După ce ați trecut de predeal, de semnul ăla, da, știm semnele de la intrarea în județ și de la ieșire, evident, mergeți toți 9 cu 4, mergeți împreună? Dacă mergem împreună, ne urcăm împreună. Nu, vă urcați în aceeași mașină, sunt convins. Împreună pentru județ. Da. Pentru zona asta. Iar să nu mai gândim neapărat pentru județ. Eu militez spre comunicare, colaborare și sprijinirea tuturor proiectelor. Indiferent că te numești PSD, PNL, UDMR, ALDE sau cea. Chiar le-am spus și acesta este și dorința mea. Și cu siguranță vom face lucrul acesta. Nu există orgolii și mândrii în politică atât timp cât te afectezi interesul cetățeanului. Nu ai voie. Ești din politică în momentul de față. Dacă sunt în momentul acela, când s-a întâmplat lucrul acela, nu mai cer să cauți în politică, înseamnă că nu respecti cetățeanul. Da, sunt totuși lider la București, la PNL, nu știu cine mai e lider, că văd că doamna Gorghiu și-a dat demisia, și-a depus demisia. Da, domnul Dragnea, ceilalți lideri politici din partidele astea care au intrat în Parlament, Traian Băsescu, Vereș Toiatila, nu știu cine mai e pe acolo, dacă ei vin cu anumite idei către grupul lor parlamentar care s-ar putea să contravină intereselor, știu eu, locale, va fi grea lupta. Adică, nu, totuși, vor fi ceilalți colegi din țară. E o luptă de proiecte. Cum? Dacă eu am nevoie de spital, să-l sprijin să facă spitalul la Maramureș, să nu se facă în Brașov? Ceva de genul ăsta. Nu se poate, pentru că eu sunt votat aici, nu sunt votat la Maramureș. Bun. Și trebuie să fac, să merg, tot ce înseamnă legal și ce stă în putință, să se facă spital aici. Dacă avem nevoie să sprijinim alte proiecte, trebuie să venim. Aeroportul ăsta, că dacă nu s-a vorbit de aeroportul ăsta Da, am început să ne cam... Îmi permite să nu vorbesc de aeroport, pentru că 12 ani l-am tot folosit în campanie electorală, le-am spus colegilor de la celălalt partid și la celelalte partide, haideți să vorbim când am făcut un demers, când am mai făcut ceva, nu când doar semnăm o urtie și ieșim în față, pentru că sunt câțiva pași de făcut, există o procedură destul de complicată și până este toate aceste proceduri, până autorizăm, până avem avizele de la Ministerul Transportului, până intrăm în masterplan, e cale lungă. Dar contează să începem de undeva, pentru că peste 2 ani să nu vorbim tot, să stăm aceeași masă, să vorbim tot de avize sau de proceduri. Da. Astea, mă gândeam așa la proiectele mari, că ați pomenit de proiecte. E autostrada aia pe care colegul noastră, Victor Viorel. Este acuzat că nu a făcut-o. Nu știu dacă l-a acuză lumea, dar a promis ceva și nu s-a ținut. A promis, nu s-a ținut de cuvânt ca candidat. Dar când îți spune prim-ministrul țării, domnule, m-a arestat dacă semnam. Trebuie să ne punem foarte multe semne de întrebare. Cine l-a arestat? Codruța? Nu cunosc. Americanii, Soros, cine? Nu cunosc de sub tot, dar această autostradă o tot facem din 2004, de când o tot facem și tot încercăm să o facem și uitați că nu reușim. Și nu putem să spunem că e o autostradă care este undeva la o înălțime de 500 de metri și nu reușim ceva. Nu reușim să o suspendăm. La autostrada asta știți ce mă gândesc? Că ați spus dumneavoastră că treceți de predeal și vă duceți la București. Să nu vă duceți duminica după masă.
Știu, că n-ajungeți. Am făcut de patru ani, am făcut... N-ajungeți, adică... Nu ajungem. Dar să fim conștienți, pentru că noi românii, noi în general exagerăm. La toate intrările în stațiune, la început de weekend, sunt aglomerate oriunde în lume. E adevărat, da? Dar la noi parcă la plecare din weekend, din stațiune, oriunde și patru benzi. Sunt de acord cu dumneavoastră că le-am văzut și eu, le-am văzut în Austria, în momentul în care ți intră pachetul de cazare. Și România se poate peste cine zi, de exagerat tot politicienii, da. Nu oameni normali. Dar ca principiu, eu cred că nu era o bătaie de cap. Că una este să stai, de exemplu, pleci din Poiana Brașov și până intri pe autostradă la undeva la Râșnov sau în altă parte spre Predeal, într-adevăr poate mergi 45 de minute. Avem nevoie de autostradă și aeroport, pentru că dacă încurajezi mediul de afaceri și oferi lucrurile acestea, acestea sunt facilități pe care trebuie să le ofere guvernul. Infrastructură. Automat crește. Ai șanse să-ți vină investitori, ai șanse să crească salariul, ai șanse să oferi alte condiții, ai șanse de resursă umană mult mai calificată și să aduci în zona județului. Nu uitați că suntem un centru și avem nevoie de lucrul acesta și de intermodalul de la Feldioara, iar un lucru extraordinar. PSD-ul are în program acest lucru și pe feroviar și pe infrastructură, dar eu nu pot să mai promit nimic ca să nu... Oricum, să nu pare de acum, un cred om că care promite și nu se ține. Da, vremea când se promitea, a fost o lună și ceva înainte, da, care era timp pentru promisiune. Acum oamenii așteaptă, au încredere așa, se uită și nu se uită numai la PSD, eu cred că se uită și la PNL și la USR, chiar și la UDMR, că nu avem atât de puțină școală încât să nu ne dăm seama care ce-i politică și ce-i conflict interetnic întreținut fals. Nu? L-am văzut pe domnul Victor Orban, care, după părerea mea, a sprijinit PSD-ul mai mult decât putea să o facă. Dar partidele astea care merg în Parlamentul României au niște obligații foarte mari, în primul rând față de țară, nu neapărat față de județ. Extrapolăm, nu mai stăm aici în județ, nu mai stăm nici în regiune. Mergem și sunt datorii foarte mari către țara asta, care, este dezbinată, se ceartă în familie, părinții și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplă și pe la alții. Dacă e aglomerație pe la alții pe stradă, este și pe la noi. Dar țara asta trebuie să meargă înainte. Și de 26 de ani tot merge, dar avem niște de-astea. Cred că ne-a depășit Melcu săptămâna trecută. Cred că da, aveți dreptate. În acest motiv am spus comunicare și colaborare, legislativ cu executiv, executivul fiind guvernul, legislativul. Avem nevoie de legi clare, cât mai clare, și trebuie să dăm o normalitate a acestei țări și să nu mai lăsăm loc de interpretare. Nici noi să nu mai căutăm interpretare. Dacă lucrurile sunt, nu ai voie să treci pe roșu, nu ai voie să treci pe roșu, nu știți, era galben. Nu trebuie să mai interpretăm. Și noi trebuie să ne schimbăm, trebuie să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem la celălalt de lângă noi. Unul la mână. Doi. Tot ce spunem de acel program de țară, trebuie să ne gândim foarte bine. Atenție la transpunerea de directive și armonizarea cu legislația națională. Pentru că aceste directive a Uniunii Europene de multe ori nu sunt ancorate la realitatea societății din România. Da? Pentru că aceeași legislație, trebuie să fim conștienți că o aplicăm și în România, și în Austria, și în Germania. Numai că în Austria și Germania nu poți să compari cu România. Și atunci noi în Parlament este de datoria și obligația noastră să ne luptăm. Chiar dacă sunt corecturi din partea Bruselului, să spună infringement și o să plătiți. Nu. Explicăm clar, prin note, dar asta înseamnă multă muncă. Ai nevoie de un aparat. Un lucru extrem de important ce mai avem în România, reforma funcționarului public. Pentru că funcționarul public are doar drepturi și nu are obligații. Trebuie să înțeleagă că sunt foarte mulți funcționari, miniștri, secretari de stat, directori, se schimbă. Am schimbat 20 ca voi. Și ei rămân în continuare, ei sunt cei care fac referatele de necesitate, referatele de oportunitate, ei sunt cei care îți dau avizul până să ajungă la minister. Atenție, acolo avem nevoie de o altă mentalitate și un alt suflu. Cunosc lucrul acesta pentru că am fost 4 ani, 2 ani șef unui instituție de control, 2 ani am fost vicepreședinte. Prima oară când m-am dus, vă dau un exemplu, am zis, haide să facem, șeful nu se poate. O lună de zile nu puteam, orice doream să fac, chiar dacă veneam cu experiență de director de la Brașov, șeful nu se poate. Până mi-a spus cineva, ia dă înscris, de ce nu se poate, să-ți dea înscris. Nu, șeful, știi, se poate, haideți că... Există o portiță. Există o portiță, da. Pentru că ne-ai spus de ce nu se poate să-ți dea înscris, să semneze, nu se mai va. Atunci există. Trebuie să pornim motoarele. Pentru că funcționarii publici trebuie să înțeleagă că noi cetățenii, când ne ducem la instituțiile statului,
Nu ne ducem că vrem să-i vedem. Ne ducem că avem o problemă. Și este datoria și responsabilitatea lor să ne rezolve această problemă. Sau că plătim taxe și impozite. Sunt câteva elemente. De ce vă spun eu? Avem nevoie de unitate și de schimbare de mentalitate a tuturor. Și noi, în primul rând, să fim un exemplu. Și ușor, ușor, de undeva trebuie să pornim. Nu mai avem nicio șansă. Căutăm responsabili. Întotdeauna dăm vina. Tu ești vinovat. El e vinovat. Mi s-a întâmplat. Ăla care a fost înainte e vinovat. Da. Trebuie doar să construim. A venit momentul în țară să construim, pentru că de 26 de ani am distrus tot. Da, acum vinovați, am distrus putem tot. Să zicem că fabrici, agricultură, străzi, tot, spitale, tot am distrus. Reconstruim. Dacă nu am fost în stare să păstrăm, măcar este un moment de zero când trebuie să reconstruim. Da, eu aș vedea reconstrucția asta și dumneavoastră, într-un fel, mi-ați ridicat mingea la fileu. Eu aș vedea-o începând de sus, de acolo de unde începe piramida. Și v-ați referit la ministere. Într-adevăr, în ministere sunt oameni care îți spun în față, râzând, păi ce, eu am văzut 10 secretari de stat ca tine sau 10 miniștri sau 20 de miniștri. Să uită pe ceas când pleci. Da. Când te schimbă. Păi da. Săptămână te schimbă. Zice, dar eu tot aici rămân, mie n-ai ce să-mi faci, pentru că am o lege a funcționarului public care mă protejează și nu poți să mă dai pur și simplu afară ca așa vrei tu. Poți să-mi frești ridichia, dar nu poți să-mi ofrești foarte mult. Mi-o ofrești vreo 6 luni, după care fac și eu ce e de făcut și îți servez niște lucruri pe tavă ție sau pe la un prieten din mass media și te pun pe făraș. Exact. Da, exact, și te pun pe făraș. Dacă te pui rău cu mine, te pui rău cu neamul, adică că n-ai cum să te joci. Sunt înainte de 89 și după 89. Bineînțeles. Și consideră că instituția este acolo, a lor acolo. Și a familiilor lor. Atenție! Da. Pe model, eu am bătut primul cui în sediul ăsta. Da. Nu știu cine sunt eu. Dacă nu îi schimbăm pe ăștia și nu scăpăm de ei, degeaba mergeți meastră în Parlament, oameni mai tineri. Sunt și oameni mai tineri acum în Parlament, sunt și oameni mai în vârstă. Poate că lucrurile astea se leagă cumva. Păi a venit și USR-ul ăsta în Parlament. PNL-ul se menține și el acolo, cum a reușit și el. Că acum PSD-ul, nu știu dacă a luat voturi de la PNL, facem așa o analiză de caz. Nu, noi am avut electoratul. Da. PSD-ul nu cred că a luat voturi de la PNL. USR-ul a luat de la PNL. PMP-ul a luat tot de la PNL. ALDE, la fel mi se pare că are electoratul lui, ca și UDMR-ul. Ei sunt pe acolo. Dar PMP-ul ce electorat avea? Sau USR-ul? N-avea niciun electorat. Și probabil că ați fi fost undeva la Brașov, zicem, dacă nu la nivel național, cu siguranță la Brașov, PSD-ul undeva la 36 și ceilalți tot acolo, restul partidurile țele astea. Nici nu știu. Deci dacă mă întrebați pe mine ce înseamnă ANR, vă dau cuvântul meu, că eu nu știu. Să nu vă spărați pe mine. ANR. Nu știu ce. Da. Nu știu. Unitatea României, națională română. Nu știu. Da. O fi ceva. Alianța, o alianță națională oarecare. Eu sunt de acord că libera exprimare și dacă eu vreau să fac un partid, îmi fac un partid. Bun, mă aliez, mă asociez, mă, treaba mea. Dar eu i-aș pune pe ăștia, de exemplu, care au strâns 1511 voturi, să cotizeze cu ceva la sfârșitul după vot, că s-a pus în mișcare un întreg sistem. Păi cred că nu li se decontează cheltuielile de campanie. Da, măcar atât. Măcar atât. Deci cumva. Deci dacă n-au depășit. Și ăsta de 5%. Cred că pragul de 5 sau de 3%. Da, că o fi 3% și 3% la independență. Unii au scăpat, da, la independență. De domnul Nicu Rădulescu. Și domnul Nicu Rădulescu și domnul Flucuș au fost aici la mine în campania electorală, în emisiune. Bine, niște oameni foarte simpatici. Domnul Flucuș ne este mai cunoscut decât domnul Rădulescu. Domnul Flucuș a luat 3.000 de voturi. Deci măcar oamenii de la el de acolo l-au de i-au dat comună, un vot de încredere. I-au dat un vot. Și are 1,54% față de PRM, de exemplu, care a avut 2200 de voturi la nivel. Vorbesc de Camera Deputaților acum. Adică sunt niște lucruri din astea, nu cred că ne vedem lungul nasului. Eu vă întreb, aceste partide au avut un program de campanie? Au avut un program de țară? Doar de a candida? Vrem să schimbăm ceva, vrem să facem ceva. Vin cu un program, vin cu proceduri, vin cu tot fluxul, cu tot ce trebuie făcut. Haideți să ne uităm pe programe, pentru că acolo este dezbaterea reală. Din păcate, în campania aceasta, nu am avut cu cine să dezbatem. Să ieșim 2-3 parlamentari, ne scoateți la tablă, mass media, că aveți un rol extrem de important și vă felicit pentru campania, toată mass media din Brașov a fost la un nivel față de alte județe la superlativ. Bravo și felicit! Felicit modul de comunicare, cum ați prezentat candidații, cum ați prezentat programele. Aș vrea să vină o dezbatere. De unde luăm banii? De ce dăm banii în agricultură? Și putem să reducem impozitele sau nu putem? Putem elimina taxele? De unde? Cum? Aceasta este realitatea.
Și tema... Acolo trebuie să ajungem. Acolo trebuie să ajungem să dezbatem. Oameni bine pregătiți, să ne facem temele foarte bine, să nu venim cu promisiuni, vom face vreo drege, ce uitați, de unde, ce și cum. Da, acum am terminat emisiunea pe ziua de astăzi, dar o luăm ca o provocare pentru următoarea emisiune. Și atunci o să aducem doi deputați. Nu avem studiourile astea pe televiziunile locale, nu sunt ca la televiziunile naționale, să poți să aduci 5-6 invitați. Da, aici putem să aducem doi. O să aducem doi deputați de la un partid și de la un alt partid. O să aducem senatorii să îi mai întrebăm și pe ei ceva din când în când. Corect. Mai lăsăm lucrurile să se mai liniștească și ne apucăm de treabă chiar și noi, cei din mass media. Mulțumim frumos pentru participare. Felicitări pentru scorul obținut la Brașov. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Danghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.